It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the ce se întâmplă când două mămici intră în grevă pentru 3 zile, lăsând astfel casa și copiii pe mâna soților, care dintre tați va face față onorabil sarcinilor trasate de mame? Să fie oare Ninel fruntașul? Sau poate Aurel? Consilierul nostru parental, Nora Dudiță, va fi cu ochii pe ei și va urmări îndeaproape prestația celor doi tetici pe parcursul celor 3 zile. Creșterea și educarea copiilor nu sunt lucruri la îndemâna oricui. O mamă se poate descurca în absolut orice situație. Un tătic însă poate întâmpina mari probleme de adaptare. Bună oară, astăzi vom testa vigilența și răbdarea tăticilor, așadar să-i urmărim împreună. Adriana, Ninel și cei doi năzdrăvani, Ionut și Ovidiu, de 8 și respectiv 3 ani, sunt familia Dorobanțu din comuna Valea Cireșului, județul Telorman. Deși casnică, Adriana nu dispune mai deloc de timp liber. De dimineața până seara nu mai treabă fac. Că să scol copiii, să le fac să mănânce, să le fac o ciorpică, o mâncărică, seara când cad frântă. Toată ziua cu mingea și cu undița și la bere. Familia, dacă îi spun, nu vrea să mă ajute deloc. El își găsește mereu ocupații. Dacă ar fi după mine, aș merge cu băieții la pește, la fotbal, iar aș petrece cel mai mult timp. Iar ca pentru scuterul ăsta, un timp acolo, de o jumătate de oră maxim, să-l mai curățe, să mai mui și la el ce defecțiuni mai are, ce nu mai are. Cam atât. Și de la soție, dacă ar fi să zică să o ajut, cât pot și eu, ce pot să fac acolo. Mami de dimineața până seara muncește. Dimineața ne pregătește de mâncare și toti de dimineața până seara se duce cu băieții la fotbal, la pește, unde apuc. Familia Matică locuiește în același sat cu familia Dorobanțu, cu care se și înrudesc. Mirela și Aurel au și ei 2 copii, Adi de 7 ani și Nicoleta de 12 ani. Pe lângă serviciu, Mirela duce aproape tot greul gospodăriei. Mama face mâncare, mama face treabă în curte. Tata se uită la meci, nu ajută deloc. Noroc că o mai ajut eu din când în când. Seara când vin acasă îi mai zic, mai ajută-mă și tu, mai fă. Mă, zice da și tot ce știe, tot aia face. Pe unde vine, deschide cutia cu tablă. De unde pleacă, cum găsește un prieten, cutia cu tablă. Tata, ce face? Frigizarul alea mereu. Când mama îi zice să se ducă să ia o pâine, să duce și rămâne acolo. Stă cu băieții. Chiar dacă în gospodărie sunt multe de făcut, pentru Aurel, jocul de table se află pe primul plan. Dom'le, fac și eu ce pot. Dau la o pasăre să mănânce, dau la un cal să-i dau apă, să-i fac curățenie, ud prin grădină. Asta este. Într-adevăr, sunt copac, îmi plac tablele, sunt nebunit după ele. Înainte de a pleca, Adriana vrea să își testeze puțin soțul și are pregătite chiar și întrebări capcană. Ce nu-i place lui Ovidiu să mănânce? Și din câte știu eu și știu, sunt foarte sigur pește. Să fii tu sănătos că pește mănâncă foarte mult. Nu-i place brânză și roșii. Ce medie am la limba engleză? Având în vedere că ai luat și tu premiul, foarte bine, nu? A, să crezi tu, dar bine anul ăsta fac engleză. La ce oră se trezește Ovidiu dimineața? Asta știu, sunt normal că după ora 9. Normal că știi că se trezește ca tine, seamănă cu tine, se trezește după ora 9. În sfârșit ai ghicit și tu o întrebare. Cum îl cheamă pe colegul meu de banc? Păi vii vreodată la tine la școală, la ședință, acolo. Mai că ta vine la ședință și la alea, mai vii vreodată la tine. Îl cheamă Cristi. Ninel, eu am plecat în vacanță pentru 3 zile. Las copiii și casa în grija ta. Vei fi și tu gospodină pentru 3 zile. Așa vei vedea și tu
prin ce trec eu în fiecare zi. Te rog să ai grijă de copii, să nu stai toată ziua la televizor și să nu-i lași pe uliță, unde trec mașini. Nu le da prea multe dulciuri, ca să fiu sigură că nu pleci la baltă. Ți-am luat undițele, aveți grijă de voi. Vă pup, Adriana. Adriana se poate gândi acum doar la vacanță. Începutul este mai mult decât promițător. Pe uliță o așteaptă o luxoasă limuzină. Mamă, ce super e! Niciodată n-am fost în așa ceva. 3 zile mă răsfăș și eu să vadă și el cum e acasă, cu toată bealea, nu se ducă toată ziua la bere, la meci, la fotbal. 3 zile, și mă duc și eu să mă recrez, fac ce vreau. Fiecare pe pielea lui, să vedem cum se descurcă 3 zile fără mine acasă. Oare cum s-ar descurca soțul în lipsa Mirelei? Un mic test scoate în evidență la ce se pricepe sau nu Aurel. Care este compotul meu preferat? Compotul? Care compot? Compotul de cireș. Compot, știe tatăl de compot. Compot de bere, de ce? Care este materia mea preferată? Desenul. Asta o știu că toată ziua îmi pictez. Da, așa este. Câte găleți de apă bea calul zilnic? De câte ori e sete, tati? Păi da, știi de câte ori e sete? De câte ori ai dat apă, ca să știi? I-ai dat vreodată apă? Nu, bea 3 pe zi. 3 pe zi? Da. Unde ținem termometrul? E, după ușă, știu eu. În sertarul de la Servant, la televizor. Dragă Aurel, așa cum te-am amenințat de multe ori, te-am lăsat singur. Să duci și tu grijă casei și a copiilor. Eu am plecat într-o vacanță de 3 zile. Ai grijă să uzi roșiile și să dai de mâncare la animale. Să nu lași copiii să se certe și să nu îi lași să doarmă până târziu. Ca să nu mai pierzi timpul cu jocul de table, le-am pus eu la loc sigur. Să nu le cauți, că nu le găsești. Aveți grijă de voi. Vă pupă, mama! Vacanța Mirelei poate să înceapă, dar nu oricum. Ce răsfăț poate fi mai mare decât un drum spre hotel cu limuzina? În fața porții, șoferul luxoasei mașini e pregătit să o conducă pe Mirela spre o vacanță de vis. Vai, o limuzină! Nu-mi vine să cred! Au! Pentru prima oară aflată într-o limuzină, Mirelei îi vine greu să-și adune gândurile. În sfârșit, am scăpat de griji, am scăpat de tot. Să vedem cum o să se descurce. La cât muncesc acasă și la servici, cred că merit și eu această vacanță. Ce-i domnul ce-o vezi? Ia să vezi. Eu am plecat de acasă pentru 3 zile. Ia uite să găsesc să plece o excursie acum. Mi-a luat și undițele. Păi stai mă, fată, mă, că tu nu știi, mă, de alea noi, mă, fată, mă. Ia uite, mi-a luat undițele. Nu, mă, că le găsim pe alea noi acum, nu știi tu, fată, de alea. Așa. Și totuși am și eu undițe acum. O să am și eu undițe. Bună dimineața, copii! Bine! V-ați trezit? Da! Să vă dau o veste! Nu este așa! Mami a plecat în vacanță 3 zile! Vă place? Sunteți bucuroși? Da! Da! Da. Păi și eu cum să... Ia spuneți-mi mie, ce vă dea mami vouă de mâncare dimineață? Poate ochiuri, cartofi prăjiți, ciorbică... Toate astea? Păi și eu pot să vă fac așa vouă toate astea? Da. Dacă tati nu prea să pricepe bine așa. E, te stimiți. Bine, ce să fac? Hai, băi, așa să stați cu minții aici, da? La televizor, la ce vreți voi. Chiar că nu găsesc mai nimic. În vacanță trebuie. Vreau cartofi prăjiți! Vreau cartofi prăjiți! Ce să mai vrei și tu, cartofi? Că nu s-a niciun cartof, nu pot să... Cartofi prăjiți! Nu, lasă-mă în pace cu cartofii. Lasă-mă în pace cu cartofii. Nu. Hey!
pasteliile de parizer și borcanele cu iaurt sunt mult mai la îndemână pentru tăticul deja copleșit de responsabilități. Haideți că masa e gata. Ha. Hai să duc. Hai. Dorind să-și facă treaba cât mai bine, tatăl aproape că îl îndoapă pe micuțul Ovidiu. Mâncați. Dar gata, frăiești, când ne faci? Aoleu, dacă nu mai am rucat o vitei. Lasă că vom face altă dată. Nu e bună ce v-am dat la mâncare? Hai să-ți mai cumpăr pateu. Da. Hai, gura mare, gura mare. Ovi, mi-a tati zimă, hai, gura mare. Așa. Tu poți să mănânci singur, că ești mare, da? Da. Așa. Hai, lăsăm și noi astea pe masă grămadă și așa o să... Să văd. Pe toate. Nemulțumirea lui Ninel e evidentă, așa că masa rămâne nestrânsă. Prima impresie pe care tatăl Ninel ne-o lasă nu este una tocmai plăcută. În loc să își intre în rol, în chip de răzbunare, preferă să bombăne și să comenteze. Împreună cu familia, Adriana a mai plecat în concedii, însă această vacanță este cu totul altfel. Singură, fără grijă a nimănui și doar cu gândul de a se simți cât mai bine. Camera unui hotel de 4 stele este rezervată pentru răsfățul exclusiv al mămicii. Vai, ce super, ce frumos e! Adrianei nu-i vine să creadă unde a ajuns. Și câtă patul de mare! Mămicile vor ști clipă de clipă ce se întâmplă în lipsa lor. Așa cum te-am amenințat de multe ori, te-am lăsat singur. Okay. Să duci și tu grijă casei și a copiilor. Eu am plecat într-o vacanță de 3 zile. Ca să nu mai pierzi timpul cu jocul de table, nici astea nu le mai am, le-am pus eu la loc sigur. Vă pupă mama. Bună dimineața, copii. Să vă spui ceva. Mami a plecat pentru 3 zile în vacanță. Adi, ce vrei să-ți facă tati de mâncare? Ia spune tu, tati. Hm? Cremă. Aolo. Ai, nu vrei să-ți facă tati ouă ușoare? Nu. Hm? Păi am părerea că nu avem tati. Sigur nu ne-a lăsat mami. Cremuști. Hai zi, tati. Te duci și cumperi. Mă duc și cumpăr cremuști. Dar planurile se schimbă repede. Hai să mâncăm corcodușe. Corcodușe, corcodușe, corcodușe. Dar nu ziceai, mă, că eu vrei cremuști? Până vine tata, noi mâncăm corcodușe. Și băiatul continuă nepăsător să mănânce corcodușe, doar că isprava nu rămâne nedescoperită. Ce faceți, copii? Număream furnici. Păi bine, mă, eu vă caut și v-am luat și cremuri, v-am luat și suc și voi în corcodușe, mâncați corcodușe. E, ne facem temere la matematică. Da, în pom, da? Hai, imediat, coborâți jos imediat. Puteți să-mi spuneți care a fost cu ideea? Amândoi. Hai să vă... Amândoi, deci. Așa este, Adi? Da. Deci, asta înseamnă că... O, să vă pedepsesc pe amândoi. Deci aș vrea să vă iau înghețată, dar pentru chestia asta nu o să mai vă iau nicio înghețată. Tata! Da, vă ascult. Nu ne-e foame. Normal că nu vă e foame că ați mâncat corcodușe. Eu m-am dus atâta drum, am bătut la drum pentru voi, nu? Păi dacă nu veneai. Dacă nu veneai, nu ne-a fost foame. Și ne-a venit să lăsim un pom. Vezi, mă, tu cu crembi guștii tăi. Parcă tu ești și mai breaz. Gata, copii. L-am adus și cremul, știi? Corcodușele la micul dejun nu sunt și opțiunea tatălui. Deși strâmbă din nas, copiii nu au de ales. Trebuie să mănânce cremburș. Și iată că mămica a ajuns la destinație. Aici Mirela va petrece 3 zile, pe care cu siguranță nu le va uita niciodată. Departe de gospodărie și muncile câmpului, Mirela are o singură grijă: să se relaxeze în condiții de lux. Asta e pentru mine? Nu-mi vine să cred. O să am eu loc singur în patul ăsta aici? Vai, ce baie frumoasă!
Numai în revistă am văzut așa ceva. Și totul este AEV. Mirela are asigurat confortul unui VIP. Vor face față oare cei doi tați provocărilor lansate de mame? Hai că avem minge aici. Mingea este pregătită, iar tăticul e nerăbdător să încingă o partidă de fotbal. În lipsa prietenilor cu care obișnuiește să joace, un antrenament cu copiii e binevenit. Ia! Hai! Și joaca poate începe! Oh, nu, m-ai trântit! M-ai trântit! Te joci singurel aici cu mingea până vine tati înapoi, da? Fuga, fuga la căprițe! La căprițe, da? Hai! Ia, hai să vorbim cu Iana. Sisi, hai, sisi. Sisi, 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 sisi. Ha, ia, mângui-o, mângui-o. Așa. Așa, zi, sisi, sisi. Așa. Nu cape? Uite, are bărbiță. Bărbiță? Da. Cine i-a pus bărbița? Așa este ea, cu bărbița. Aia. Aia i-a pus bărbița? Da. Spre nemulțumirea lui Ionuț, mezinul a acaparat toată atenția tatălui. M-am plictisit, hai acasă. Haide, hai că mergem. Dacă v-ați plictisit, mergem acasă, da? Ha. Ce faci, mă, acolo? O vază cu flori. Hai, ne jucăm la să n-ai bidale. Nu vreau să mă joc. Mamă, ce mă enervezi tu cu pictatul tău. Poate te pictez acum ca pe un clov. E, uite, zbor și eu cu ție apa. Măi! Na, cu desenul tău cu tot. Ce mi-a făcut ăsta aici? Ce mi-ai făcut, mă? Isprava fratelui nu o supără foarte tare. Nicoleta abia așteaptă o ocazie să se războiască cu năzdrăvanul Adi. Orice armă e admisă, chiar și aruncarea cu pământ. Însă Nicoleta capitulează repede. Alo, ce se dă, mă, copii? Arunca cu țărână pe mine. Care ne-i cu mine, trebuia, spuneți? Și nu mă lasă de pace. Eu mă cer singur și voi... Eu mă jucam cu mașinuțele și a venit să-mi o ia. Ba minte, mă joc eu cu mașinuțe? Deci eu fac totul și voi faceți nebun. Nu ce mă cădeți pe mine. Eu uite ce mi-a făcut. Spuneți drept, care e de vină? El a început. Tu ai început azi sau doar? A aruncat cu țărână. Uite, sunt pe aici și pe aici. Deci pentru chestia asta am să vă pedepsesc pe amândoi, da? Și pe aici. Deci am să vă pedepsesc pe amândoi. Nu mai din cauza ta. Cei doi năzdrăvani par de neoprit. Vrăcioază! Bravo mie! Cu un ton responsabil și cu spirit practic, tatăl Aurel reușește să medieze și să gestioneze momentele cheie exact așa cum trebuie. You and me were meant to be. Bună, ce faci? Cum? Eu bine. Ok, hai. Ce zici de aceasta, de acest peisaj? Da, abia așteptam excursia asta de unde mai distrăm și noi 3 zile. Numai toată ziua acasă cu treabă, cu griji. Aici o duce și noi mai bine, altfel. Te-ai gândit tu vreodată să ajungem amândoi aici? Uite-te și tu ce hotel, ce servire. Când n-o fi mai rău, ca aici să ne fie. Ionuț, te vă lasă tati aici niște sandwich-uri? Da. Că tot dormi tati ca să nu trezi din somn, ca să mâncați și voi de aici, da? Da. Așa. Să nu trezi pe tati din somn, da? Să o tinească și că l-ați obosit rău de tot.
Extenuat de joaca de pe maidan, Ninel trage un pui de somn. Sandvișurile sunt pe masă, dar copiii au alte preferințe. Hai să dau ceva dulce. Hai. Opa. Copii, ce vrei de aici? Ia vino. Ce vrei de aici? Ia zi, ce vrei? Bun. Vrei prăjitură? Ha? Mănâncă repede. Ionuț găsește o soluție și pentru sandvișuri, așa că cățelul are parte de un prânz pe cinste. Și pentru că afară este mult prea cald, copiii se răsfață cu o baie la pompă, spre disperarea tatălui, abia trezit din somn. Ce asta cu moi copii, mă? Mă copii răciți, mă, ia uite, ia. Aolo, ce asta cu mă? Ce v-a zis tati să fiți cu miz, mă? Ia uite, ia. Să mă o să iau un prosop să vă șterg. Nu putea să stea acasă, ia uite ce a făcut ea. Sărăcească, mama să mă dea pe mine de necaz. Necazurile lui Ninel par să nu se mai sfârșească. Ia uite și pâinea. Ce ați făcut așa, ați mâncat, mă? Vă bate joc de munca lui tate aici? Ați aruncat pâinea și cu alea la căței? Cum? Eu v-am zis să mâncați. Ne-a stâmpărat, Nică. Ia uite ce e pe tine. Ești fleașcă. Ninel începe să simtă prin câte trece soția lui în fiecare zi. Haideți copii, gata? Amândoi la treabă, haideți. Și ce facem? Ia uitați, toate sunt nemucate. Ce facem? Vă spune tata imediat ce facem. Ce crezi că faci? Te duci și ia apă și eu o să mă duc cu Nicoleta să dăm apă la apă, să dăm mâncare la păsări. Da. Tu ia apă și dai la porc, da? Sarcinile au fost clar trasate de către tată, însă Adi are și alte idei. Măi, Ghița, mă, dacă nu ești tu spălată, mă, puceu, ce miroși. Ia vino tu să-ți dau eu cu săpun pe spate. Ți-am spus să-i pui apă, nu așa. Adi, cu tine vorbesc. Ți-a zis să-i pui apă să bea, uite așa se face. Ce copil n-a stâmpărat ești. Adi! Hai. Măi, tată, în loc să-i faci și tu baie la purcea să nu mai miroasă. Hai, te rog frumos, hai să facem altceva, să ne vedem de treabă, da? Și cățelul trebuie să bea apă, dar Adi nu a terminat de spălat scroafa. Băi! Adi, ce ți-a spus eu, Adi? Gata, ajunge, Adi! Ajunge, m-ați disperat, asta toată ziua, numai așa mi-a ținut tu. Ajunge, hai, așa face și mai gata? Deci înghețată, gata, s-a terminat. La joacă, la copii nu mai te duci. Nici la pește nu o să mai mergi. Suc, da? suc, pe tine te-a certat, deci, și pe mine nu. Deci n-am să te mai iau, da? Ce înseamnă aia? Am vrut și să fac o faptă bună și tu nu m-ai lăsat. Asta e faptă bună, deci nu? Așa da. Consideri tu. Bine? Da, să spăl porcul, să nu mai miroase. Hai în casă, v-am spus în casă. Sunteți pedepsiți astăzi, amândoi. Mai puțin ca pică că aveți de mâncat. Haideți și așa pe Ovidiu. Vă spălați pe mâini și la masă, da? Da. Ha. Spre norocul tatălui, Ovidiu e tare cu minte. Mănâncă de fiecare dată ceea ce îi se dă. Nu, de bună, da? Deci aici, prosopel. Ha. Nu? Și pâinică? Nu vrei și pâinică? Suc în timpul mesei. O idee deloc lăudabilă a nepriceputului tată. Și ție, și ție, da. Pune la acolo. Uite aici și ție, și ție, și ție, uite aici. Prin. Mai bem, da, mai bem. Hai, ia. Copiii au mâncat, așa că tatăl îi poate duce liniștit la culcare, doar n-a mai rămas nimic de făcut. Baia s-a cu la pompă, tot acolo a fost bine, acum... Și uite așa, a scăpat Ninel de ziua aceasta. Noapte bună, pa! Ce să fie, domnule, a plecat, m-a lăsat singur. Le-am făcut de toate, am zis ca să le dau la ăștia mici să mănânce. Le-am lăsat niște semișuri făcute, să mă odine și eu puțin. Ce să fie? Am găsit, da, la câini, curtea plină de hârtii de dulciuri. Bine că am mâncat și de-alea. I-am găsit fleașcă să răcească mai multe, nu. Ce era? Dar după aia venea și el spunea că n-am avut grijă de ei. M-am dus cu ei la joacă pe terenul de fotbal, am obosit.
Abia aștept să mă culc. Mâine o iau de la cap. Să vede că nu le pui tu masa și că n-ai grijă de ei, nici nu știi felii de pâine să le tai, subțirele. Dar să te mai lași să ai și grijă de ei. Ia uite, bietul de tine, ai obosit, nu mai poți. Te-ai dus să te odinești după minge, ai obosit cu mingea, în loc să faci treabă pe-n curte. În loc de băița de seară, tatăl Ninel le servește copiilor un discurs malițios, ceea ce n-ar fi fost deloc de dorit. Ce mai dărbătați toată ziua cu desenele tale și cu alea tale, cu picturi, cu alea? Ai zis că ne distrăm, că pleacă mama, fă-n dosit-o. Stai că baba! Decât să mă joc ca tine toată ziua, bună ziua, cu mașinuțele? Altceva, pitita, ceva să ne jucăm? Nu, stai, pictez! Dar nu vreau să mă joc cu tine. Fă-n dosit-o, stai mereu. Că ești un plicticos. Ziua nu se poate încheia oricum, ci doar așa cum numai copiii lui Aurel știu cel mai bine. Băi, destul, tata, potolește-te! Alo, ce faceți mai aici? Ia spuneți, cum ați disperat toată ziua, bună ziua, toată ziua numai așa ați spus, nici acum nu vă potoliți. Mi-a dat cu perna în cap. M-ați îmbolnăvit, hai la culcare amândoi, hai. M-ați îmbolnăvit astăzi. Hai, hai la culcare. Hai, noapte bună. Copiii sunt cum sunt copiii în ziua asta, sunt foarte năzdrăvani și nu mi-au făcut nimic bun, deci ar trebui să-i pedepsesc. Pe cel mic l-am pus să dea apă la porc, în loc să apă să dea la porc, el, bine mersi, a făcut duș. A zis că îi face duș și îl spală. Cred că e cam răsfățat. Trebuia să le dai ce aveam acolo, că era destulă mâncare în frigider. Dar dacă nu știi să le pregătești... Ia mami și peria de sârmă și îți freacă-l bine pe spinare. Pe cine ai văzut că spală la noi în sat porcul? Bună dimineața! Aolo, ce e mă cu voi? Ia uite ea! Bobi, a turnat sub pe mine, a turnat sub în pat, a turnat ăsta, s-a căcat în casă, s-a pișat în casă. Aolo! Ce, ce să vă mai fac eu mă cu acum? Hai! Nu știu! Hai să vă îmbrac! Și după aia să mâncați. Îmbrăcați-vă. Ia uite dacă ești cirea. Se vede o fază. Lasă-mă. Foarte pute. Însă nimic nu-l demoralizează pe Ninel. El e hotărât să-și ducă băieții la pescuit. Hai să fac niște sandwich-uri la baltă cu voi. N-am tăpat, n-am avut decât în casă atât. Uite ea. Aude ce a făcut aici. Așa. Ce faceți, mă, acolo, mă? Eu fac sandwich și mâncați zmeură, mă. Mă, mâncam eu! De dimineață m-ați luat-o așa? De dimineață, gata? Haideți, la baltă cu voi, ha! Cu sandvișurile pregătite, tatăl bate drumul știut, acolo unde preferă să-și petreacă de cele mai multe ori timpul, la baltă, cu undița în mână. Așa, eu când dau la pește, vă dau sandvișurile, da, ca să le păpați. Și frământările le strângi tu. Și frământările strâng eu, da. Mic dejun pe malul Bălții, încropit după cum se poate. Fericit, tatăl dă la pește cu noul set de undițe. Însă, pescarul nu-i tocmai norocos astăzi, iar acasă treburile așteaptă să fie făcute. Hai mă, tata, hai să mergem acasă, că n-am făcut nimic. Hai că n-am făcut nimic, n-am dat la animale, n-am dat o roșie, una dâi n-am dat. Vine mami mâine, pe toți ne bate. Da? Hai! Cât va munci tatăl prin gospodărie, rămâne de văzut. Haideți copiii, deșteptarea. Adi. Hai la masă. Adi. Nicoleta, hai. Hai. Adi, hai la masă să mâncăm, tati. Haideți să mâncăm, Adi. Adi, înțelege, Adi. Treaba ta, eu mă duc să-l ajut pe tata. Adi. Conștiincioasă, Nicoleta și ajută tatăl. Adi poate dormi liniștit. O să-l scol lui Nicoleta, firar să fie, că nu mai mă... Da? Și termin tu, da?
Adi, haide mă tata o dată, ce faci? Haideți. Nu. Hai să pupăm tati, hai că masa e gata, hai. Nu. Hai te rog tati. Nu vreau. Hai. Nu, hai te rog tati, hai. Ia stau puțin în picioare. Dar ce ești mă, tu rege împărat? De ce nu veneai odată? Nu vrei salam? Nu vrei salam? Nu. Dar ție ce-ți place? Păi, mă, lăsați-mă o dată cu cremuștii voștri o dată. V-am luat și ieri cremuști, astăzi iar cremuști. Acum mănânci și ți-am pus, da? Deci asta e mâncarea. Ai mâncat cremuștii? Dacă nu-ți convine, nu da? Mănânci. Hai, hai, după ce că te-ai trezit târziu. Hai. Așa cum năzdrăvăniile le-au fost pedepsite, tatăl e hotărât să îi recompenseze astăzi pe copii. Pentru că au mâncat tot la micul dejun, aceștia vor primi câte o înghețată. Bravo, aia da, așa da, așa îmi place, așa da, bravo tată, bravo Nicușor, bravo, au ce foarte venit, am poftim, cum ne place nouă. Pe sistemul pedeapsă-recompensă, tatăl Aurel de această dată își răsfață micuții, ceea ce e demn de toată aprecierea. Deși nu sunt coapte încă, Ionuț mănâncă liniștit ca ise. Ce face băieții? Ce face copiii? Haide, hai să mergem la magazin să mai luăm și noi câte ceva pentru acolo, că nu mai avem mai nimic la frigiderul ăla, da? Da. Nici de mâncare, nu mai avem nimic. Haide. Trebuie luată mâncare, dar și rezerva de dulciuri a copiilor s-a micșorat. Băieții știu ce au de făcut. Luăm și de-alea, da. Luăm și de-alea, da? Dați-ne și nouă pungă. Să vedem ce mai cer copiii acum. Bineînțeles, desertul preferat al copiilor. Ce mai vreți altceva? Și două înghețate la vafă. Hai să vă dau înghețata, da? Ha. A, bravo, uite, copiii vezi joacă frumos la calculator, da? Tati, să ziceți să mă găsească tâmpălnic de ciorbă, da, Nicole, da? Și să băbați, da? Hai să mâncăm, că iar ne pedepsește. Nu, și ce? Hai, Andrei! Hai, poftiți la masă, haide! Dar n-ai zis, mă, tată, că e ciorbă! Asta-i, mă, tati, asta am avut, asta v-am pus, asta am găsit în friget, dar asta v-am pus și eu, altceva nu am, să știți. Deci, altceva nu am. Luați și mâncați ce avem, da? Vă, ție, ți-e foame? Nu, dar eu mănânc, nu vreau să fiu pedepsită. Nu știu ce să fac cu mâncare. Cățelul nu ar putea să refuze delicioasa bucățică de carne, iar porcul se poate mulțumi cu resturile. Fără să știe nimic, tatăl își face de lucru la mașină, însă Nicoleta nu va lăsa lucrurile așa. Aolo, ce înseamnă asta, domnule? Copii, ce înseamnă asta? Păi ce faceți voi? Adi, s-aude Adi, ce înseamnă asta? Asta ce înseamnă? Doar arunc mâncare la copii. Hai, ce spuneți, ați mâncat? Adi! L-am mâncat! Ce ați mâncat? Ia spune! Baminte, n-am mâncat! Auzi, Adi! A dat bucățica de ce minți? Hai spune de ce minți! Am mâncat, tati! Minte! Cum? Minte! Cum adică? Minte! Cine minte? Tu sau ea? Ea! Cred că tu minți! Cred că tu minți! Ea minte! De ce ai dat mâncare la cățel? N-avea mâncare de... Păi da, ți-am zis, domnule, că nu-mi e foame! Dar pentru cățel avea mâncarea lui, poftim! Trebuia să dai neapărat în farfurie de aici. Deci am să vă pedepsesc pe amândoi. Deci și pe tine și pe tine, da? Dar pe mine de ce să mă pedepsești? Eu am mâncat tot. Ce face copii? Bine. Bine, ia. Oh, ce e pe gurița ta? Hă? Bomboane. Bomboane? Hai, stai acelea ca să vii să te spele tati, da? Ia. Ia vin aici, hai. Opa, jos, da? Așa, ia. Da. O, și pe piciorușe, zmurdar. O, azi ne spălăm și pe piciorușe, da? După aia ne spălăm acelea și ne băgăm la culcuș, da. Puțină apă pe piciorușe și gata. E timpul pentru culcare.
și pentru că s-a mai dus o zi, tatăl are pentru copii un tratament special. Hai, cine e băiat cu minte, le aduce tati chipsuri. Da? Eu. Tu ești cu minte? Eu. Gat, ha. Eu, minte. Bine, hai. Și băieții cu minte acum, papă și să culcă, da? Cum se zice, noapte bună? Așa, pa, hai noapte bună. Stingem beculețul la copii, da? Așa. Așa, gata. Mult a fost, puțin a mai rămas. Încă o zi și vine mami. Doamne, bine că trecut și ziua a doua. Dacă nu fi mulțumită, nu o fi. Am făcut și eu destul. Deci le-am dat să și mănânce, i-am plimbat, i-am dus la magazin, le-am luat și dulciuri. Când a venit acasă, dacă e mulțumită, dacă nu, să-și facă ce știe ea. Mai bine, eu atât am putut, atât le-am făcut. Ia uite, ea era plecat la baltă să dai la pești. Ai luat și copiii, în loc să le dai pui acasă să mănânce, i-ai luat pe gârlă să mănânce sandvișuri, mai nimica toată. Vai, ce ați făcut în casă? Bine, măi, ninele. Uite, ăla micu a vărsat sucul pe Ionuț, a făcut treaba mare în casă și tu nu-l ceri, nu-i zici nimica. Total anapoda și nerecomandat. Tatăl Ninel promite drept recompensă micuților chipsuri. Pedeapsa aleasă de tată este udarea grădinii. O alegere nu tocmai inspirată. Hai să vă văd. Hai că tati dă drumul la apă și eu mă să mă adunez și eu puțin, da? Dacă nu sunteți ascultători, unii muncește și alții se odinește, da? Asta e pedeapsa, da? A fost o zi plină de pozne. Tatăl e la capătul puterilor. Ce faceți, mă? Alo, voi râdeți și eu m-am disperat. Azi v-ați îmbolnăvit voi, mă. Și astăzi, ce numai prostii mi-ați făcut? Adi, numai. Adi, v-am spus să vă culcați. Și tu, Nicoleta, la fel. Deci numai și numai prostii mi-ați făcut. Și ieri și astăzi și mâine la fel, nu? Da. Spune. Deci vă opresc și televizorul și culcarea. V-a spus culcarea, deci e gata, s-a terminat. Mâine nu mai ieșiți deloc afară. M-ați îmbolnăvit de tot. M-ați disperat. Hai, noapte bună, da? Nu știu, domnule, ce să mai fac cu ei, că m-au disperat. Copiii ăștia sunt sub orice limită. M-au, pur și simplu, m-au terminat. Le-am spus să mănânce Ada mâncarea la căței. Numai i-am prins în grădină udându-se, deci numai prostii. Ce faci, măi, mami, mă, ia uite, dai mâncarea la câini în loc să o lași acolo în farfurie dacă nu o mâncai? Și taică tu unde e? Ia uite-te, s-a dus să meșterească la mașini firar meșteritului al dracu să fie, că nu stă lângă tine să te supraveghezi. Bravo, Aurel! Ia uite, le-ai dat pedeaps, i-ai pus să-ți ude ție grădina și tu ai intrat în casă să dor ca boierul. Foarte bine, în loc să stai lângă ei să vezi ce fac. Cu stilul deja consacrat, tatăl Aurel reușește și de această dată să controleze situația, insuflând în acest fel responsabilitate micuților. Să fie oare Ninel fruntașul? Sau poate Aurel? Vom afla după o scurtă pauză. Salut, cumnate! Salut, cumnate! Ce faci? Ce să fac? Nu prea bine. Tu? Hai! Eu? Ce să fac? Uite, necăjit. De ce? Ce? Cum, de ce? Mi-au mâncat zilele copiii ăștia, dacă nu m-au disperat. Trei zile, dacă nu... Numai păi și mai la mine cum a fost? Crezi că la asta mic? E greu. Am avut și asta mic. E greu de tot. Ce să servim și noi? O veni și rândul nostru. Să-și așa, nu știu... Le-o face și noi bucata asta florată și... Păi nu, a trebui. Vacanța mamei s-a terminat. Oare ce surprize o așteaptă acasă? Iată aici, nici patul, nici rufii la copii nu le-au strâns. Cum s-au dezbrăcat, așa le-au aruncat pe aici. Mami! Ce e, mami? Ce-ai făcut tu? Bine! Mami, ce-a făcut? Bine! Vine, mă, ai venit. Bă, hai nou cu acesta. Așa. Ce ați făcut voi acasă? Mă doare burtica. De ce, mami, te doare burtica? Am mâncat căiți din pop.
Păi de ce ai mâncat ca aici? Tati, unde a fost când voi ați mâncat aici? Ce era să le fac? Du-te încolo, alargă încolo. Te ca să ai dată cu cracii în sus toată. Ce să mai stai? Acum de aici înainte să vezi tu, rămâi tu cu ei și ca să știi altă dată. Păi ți s-a părut greu trei zile? Păi n-are nimic, acum, dar acum încolo nu mai pot să mai plec. Văd ce am, trei zile am plecat și am văzut ce a făcut. Eu am făcut ce am putut. Ce a știut, dar am făcut. Aolo, Doamne, ce e aici? Ce e războiul ăsta de parcă s-au bătut turcii cu tătarii? Ce, uite, bicicleta. Biciclete aruncate, butoaie. Doamne, ce se întâmplă, Doamne, aici? Aolo, ligheanul meu de vase și-au spălat încălțămintea. Ce-au fi făcut ăștia fraților aici? Abia a ajuns acasă și atât de multe treburi de făcut. Nimic nu poate știrbi însă bucuria unei mame de a-și revedea copiii. Copii, mami, pupaia mamica de copii, viți-l-o mami. Bună zdrăvanul, mamica, ce-ai făcut? Bine ai venit, mami. Când a fost mami? M-au disperat, bine că ai venit. Bine că ai venit. Ai văzut și tu acum ce înseamnă? M-au disperat, nu mai, nu mai știu cine a bățit cu ei. M-au disperat. Și special Adi. Și special Adi. Și special Adi. Făcut ne-am mai la purcel, v-ați udat, da? Da. Erau fără mine, nu? Da. Adevărul este că e greu, foarte greu. Adevărul și e că trebuie că să mai foarte, lași foarte cutia. Foarte neascultători. A trebuit să mai lași cutia cu table și prietenii și să-mi fii mai mult alături. Să mai faci și tu câte ceva în curte. Și pentru că am ajuns la final, râvnitul titlu de câștigător în emisiunea noastră de astăzi îi revine pe merit, firește, tăticului Matică Aurel, pentru străduință, consecvență și răbdare.